decât la examen ați încercat să documentați de examen. Noi încă n-am făcut așa examen. Dar cum? A, școlează de noi scriem teste scrise, dar într-adevăr, că la noi la liceu, eu nu știu, asta poate și profesorii impresionați, dar și copiii au nimic atunci. Copiii e nimic atată. Dar nu, serios, chiar mai bine, vorbiți despre șpargalcă și despre toate acestea. Eu cunosc pe piele proprie. Am făcut-o și eram la istorie și trebuia să facem test la istorie. Dar la istorie e greu, cu toți ani trebuie memorat. Și stăm la istorie, profesoara nu reușește să iasă, dar noi tăzi de sub mâini, de pantofi, toți cu foi și cu carte de sub fund, tăzi, cu cărțile în mână, cu foi, cu tot. Că eu asta și eu învățam, de exemplu, și de altă zic și ea, na, vrei și tu, vrei și tu, că îi uci și tu. Da, s-a pără că te-ți dă. Da, și este parcă titraj. Eu vă spun tălmăcirea mea și nu numai a mea, dar și cum se gândește câteodată chiar și în țările din Occident și în mai multe locuri care mie mi-a plăcut, anume teoria asta. Copiatul este negativ ceva? Nu, copiatul este un lucru pe cât de negativ, dar pe atât și de pozitiv. Bun. Și următorul punct de vedere, la momentul în care elevul copii înseamnă că lui nu este tuturor. La momentul în care elevul copia asta poate să însemne nu numai ceea că el nu știe, dar ceea că el nu e sigur pe sine, pur și simplu vrea să se asigure de cunoștințele care el le posedă, sau pur și simplu se documentează ca să știe, face corect sau nu face corect. Și lângă toate chestiile astea, la momentul în care tu ceri de la cineva informația ca să o scrii, da? Asta înseamnă că aici se face spiritul de echipă, într-adevăr. Da. Pentru că și normal că la momentul în care tu vrei să faci bine și știi că prietenul tău, de exemplu, are cunoștință într-o anumită sferă. Tu ai cunoștințele astea în altă sferă. Și tu știi că pe viitor ți-i sfera aceea în care tu nu o cunoști, n-a să străbuiască. Și tu, normal, că n-ai, să zicem, stimul celălalt pentru a învăța. Atunci tu ești stimulat de cei că să ai o notă bună în atestat, ca să poți intra la o instituție superioară de învățământ, care se promoveze și așa mai departe să dai mai multe puncte. Dar la momentul ăsta tu pur și simplu dovedești faptul că tu ție nu ți este indiferent de situația ta școlară, dar tu totuși nu vrei să-ți bagi în cap și să-ți consumi creierul și spațiul care l-ai acolo, că informatica la un om îți este inutilă. Consider că există multe obiecte în program care sunt inutile pur și simplu? Nu, nu toate. Depinde de profesie. Depinde de profesie pe care tu vrei să o adopți pe viitor. Sunt unii oameni care nu s-au hotărât. Deci că există niște standarde minime, da, în învățământ. Standardele minime, după cătele s-au hotărât. Un bagaj de cunoștință sau de atitudini care trebuie să le aibă fiecare, da? Da, asta se face, eu consider, eu văd chestia asta în felul următor. Să zicem, până în clasa 6, elevul învață, așa cum scrie cartea, la momentul de față, da? Și biologie, și chimie, și mai ce. După clasa 6, la momentul în care personalitatea elevului este mai mult sau mai puțin formată, se propun obiecte opționale. Și se propune un anumit pachet de obiecte, ca să zicem, dacă unul vrea să devină, eu știu, un activist în sferele sociale, nu trebuie să se predeie juridică, codul civil, Constituția, istorie, educație civică, limbile, și normal că trebuie să fie predate. E și dacă mai vrei, eu știu, acolo fizică, chimie, asta așa. O oră pe săptămână și de când în când. Dar el trebuie să se pună accentul, lui trebuie să se pună accentul și el trebuie să o facă, anume pe obiectele care el știe precis că lui se trebuiască în viață. Este același lucru dacă un matematică, un de știință, nu știu mai ce o să, adică un viitor om de știință, el și normal că o să aleagă matematică, biologie, chimie, poate biochimie, geochimie, geografie și nu știu mai ce acolo. Dar un om care vrea să fie, spre exemplu, politician, deputația, nu știu mai ce, chestiile este pur și simplu până la urmă. Nu știu ce nu e. La moment, câte obiecte puteți să vă alege? De exemplu, în fiecare an de studii, câte obiecte sunt la alegere? La alegere, nu numai la ei, dar și muzica. Dacă e clasă muzicală... Dar la noi e obligatoriu tot. Tot absolut obligatoriu. Religia nu se face, adică se face, nu se face asta de... Nu, se fac toate, însă unele mai puține ori, pisică mai mult. Dar așa se fac toate. La noi, cum mi s-au trimis programul, la medistric, așa să-l facem. Noi n-am dreptul să alegem altfel.